Așa. Spune-o. Deci, suntem aici la fața locului, de fapt, în spatele locului, pentru că filmăm cu camera ascunsă, nimeni nu trebuie să ne știe. Așa, sunt un recorder de la oarecare nu contează. Deci, noi aici împreună pentru fiecare, adică, așa, deci, s-a aprins în fară. M-a prins. Ha, uite-te că o pun. Ha. Bună, hai să-ți dau un interviu. Da, spune. Ce faci? Ce faci aici? Bine, mă distrez. Înveți, încerc ceva la chestia asta. Ce e chestia aia? Că nu înțeleg nimic. 5 minute de armată, nu vezi? 5 minute de armată? 5 minute. Dar ești o fetiță. Da, și ce? Eu mă lupt în junglă cu crocodil, cu găini. Ah, și m-am bătut la scorâmă. Atâta, să vezi. Serios. Și cu girafe. Dar ia zi tu, de la ce club? Că eu am înțeles că aici sunt mulțumani, știi, oameni de aia, pe scale de dispariție. Da, Trilulilu Crocodilul. Trilulilu Crocodilul. Da, așa se cheamă. Exact, Trilulilu Crocodilul. Da, în fine, nu mai mă. Da. Da, și ce mai faci? Zi, ce să fac? Ce lucrezi? Totul, despre bine, performanțe. Ți-am spus, mă lupt cu toate animalele, sunt foarte puternică, alerg, sunt eu. Da. Păi zi, sloganul tău în viață, pentru ce trăiești, pentru ce ești? Slogan? Ah, stai, păi, fii atentă. Eu sunt într-o, nu știu, să-i zicem Cuculand. Cuculand, Ice-Tea Baby. Ice, Ice Baby. Ice, Ice Baby. Mișto melodie, așa. Și ce faceți voi aici? Păi ce să facem? Da, deci ești o femeie, am înțeles. Nu, dar nu mă vezi că se energică toată ziua, fac țiuni, îngesc, alerg. Femeia vorbești. Da. Femeia, da, femeia. Femeia, nu mă vezi, femeie. Perfect, bine. Domnul, stați alea, să vedeți ce scrie pe spatele domnului. Vorbea cu mine. Deci băieții noștri n-au tupeu, că n-au tupeu simplu cultural. Așa, deci avem o doamnă de domn. Nu mor. Dar oricum mă confund, așa că nu se pune. Deci, domnul, ce faceți dumneavoastră aici? Aici, la Montaniadă. Dar nimic deosebit. Tai ursul în bucătărie. Ursul? Ursul. Dar ce, v-ați luptat cu ursul? A venit joi seara să fure pe mine de la mine de la cort și l-am prins și acum tranșez. Mișto! Că așa o prins. Așa, și cu altceva, cu ce mă mai ocupați aici? Eu sunt specialist în adezivi. Da? Observați, da? Da, observăm. Și ce înseamnă asta? Că nu prea mai auzit așa ceva. Păi, punem adezivul pe iarbă, așa, da, îl întindem, așa, cum am făcut și cu ursul. Am pus adezivul, ursul a venit la pepene, s-a așezat cu adeziv și a încercat să mai plece și n-a mai putut să mai plece cu pepenele. Și a rămas acolo și acum eu dai ursul în bucătărie, na. Ce să fac? Ce să fac și eu, na? Aici era adeziv? Se pare că v-ați băgat în adezivul meu. Așa, și cum mai este aici? Nu este nicio problemă, e biodegradabil, în 500 de ani s-ar putea să scăpați de acolo. Dacă vreți, friptura de urs e gata în 47 de minute, vă invit la friptura mea de urs. Deci. Da, mulțumesc frumos. Doamnelor și domnilor, lipit în direct la fața locului, vă transmit aici din Cuculand, Cuculea, Bârtelea de Porc. Mulțumesc frumos!